Deci tot mai greu, toate tot mai scump, parcă din zi în zi. Am văzut alaltă seară la televizor că și medicamentele din nou se vor scumpi, deci aud pe aici așa săraci prin piață să vaită, să ăsta, că pe ce își cumpără medicamentele, mâncare, nici nu-i mai aud să mai vorbească, este foarte greu. Nu știu ce vor să facă ăștia cu noi, dar este din zi în zi tot mai greu. A ajuns și mâncarea să fie un lux, să știți. Da, 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 da. Nu mai are omul bani, de unde? Dintr-o pensie de 1000 de lei, nici medicamentele nu se pot cumpăra, dar să mai cumperi altceva. Maria vede zilnic foarte multă sărăcie în jurul ei. Este producător local și ajută deseori pe bătrânii care nu au bani să-și cumpere nici măcar o ceapă sau un cartof pentru a-și face ceva de mâncare. Timișoreanca crede că vom ajunge foarte rău dacă continuăm așa. Deci vor decădea în depresie. Deci altceva nu pot să zic. Că ligându-și și limintea ce aud eu pe aici așa vorbind tot numai despre aceste lucruri. Bani și bani și bani și bani. Chiar ieri a venit o femeie săracă, și că doamnă, ăștia sunt ultimii bănuți din pensie care a mai cumpărat 3 firicele de pătrunjel. Păi până la pensie, când vine luna viitoare, puteți să vă dați seama. Ce simțiți când auziți astfel de lucruri? Ce să simt? Deci mă doare sufletul, că și noi toți suntem în același cauză. Nu putem fi mai bine, că și un salar cât este? 2000 de lei? Ce este la nimica? Și sunt săracii care chiar nu au unde locui, unde sta, stau în chirie, de unde plătesc atâția bani, au un copil, doi, ăla nu știe că tu nu ai bani sau că îi scump lucrul ăla, trebuie să-i cumperi. În mare ce trebuie vorbesc, nu de lucruri mărunte. Depresia, spune Maria, îi lovește pe tot mai mulți pensionari și tineri care muncesc pe salariul minim pe economie. Aceștia trebuie să se îndatoreze pentru a supraviețui de la o lună la alta sau de multe ori să facă foamea.